Suntem, știm că suntem, dar suntem aici într-o discuție extrem de interesantă. Sterilizarea câinilor, doamnelor și domnilor, de rasă comună este obligatorie prin lege și este un gest de responsabilitate. Numai prin sterilizare putem reduce numărul animalelor abandonate și nedorite. O astfel de campanie începe în curând și este organizată de Consiliul Județean Ilfov. Alături de noi este medicul veterinar Anca Tomescu, președintele Animal Society. Bună dimineața și nu ești singură. Bună dimineața. Am adus un Golden Retriever de tomberon. Oh, ce frumos! Deci, domnișoara este Hopa, are 4 luni, este de la adăpostul Speranța și își caută o familie responsabilă. Nu vă mai uitați către mine, am luat deja un cățel. Ce vârstă are Hopa? Hopa are 4 luni și am înțeles că deja e foarte dorită aici în studio. Doamne, de mă uitam la ea, cineva care e chiar de ceva vreme acum. Hopa la noi în studio, nu a scos un sunet și nu s-a mișcat, stă efectiv ca la fotografie, așa. Este extrem de bine dresată sau e un cățel cu minte? E un cățel cu minte, este un cățel speriat, este un cățel de pe stradă, care își caută o familie. Am spus responsabilă înainte de iubitoare, pentru că responsabilitatea este mai importantă decât iubirea. Da, am descoperit și noi Chichira. Exact. E sete, da. A avut încă 5 frați. Ea este singura care nu și-a găsit încă familie și sperăm că acum va avea succes, va avea noroc. Da. Da. Ce înseamnă sterilizarea? Cât e de importantă? Eu recunosc că îmi pun întrebarea asta pentru că cel puțin în jurul blocului cred că sunt 25 de pisici și nu cred că sunt sterilizate. Nu sper să fie. Sigur. Nu sunt, mă sigur. Dar nu vorbim de pisici, vorbim de animale în general. Vorbim de animale în general. Pisicile sunt a doua categorie gravă care va urma curând cam în toate localitățile din România. Asta pentru că numărul de câini nu mai este la fel de mare ca în trecut. Aș vrea să subliniez că sterilizarea este extrem de importantă, însă ea nu poate să vină singură la pachet. Trebuie să mergem împreună, mână în mână, cu adopție, cu responsabilitatea noastră ca cetățeni, cu implicarea autorităților, care este foarte vitală. Și profit de această invitație să le mulțumesc celor de la Consiliul Județean Ilfov, cu care am început o colaborare și vom avea un proiect de sterilizare în orașul Măgurele. Îi mulțumesc și domnului primar, de altfel. Este Anca, foarte în ce important. Interval se desfășoară această campanie de sterilizare? Vreau să facem și noi schimb de locuri pentru câteva minute. Te rog. Campania începe în februarie pe 21 până pe 25, timp de o săptămână. Echipa mea va fi în orașul Măgurele, împreună cu foarte multă energie și cu foarte multă dorință de a ajuta. Și sperăm din tot sufletul că vom avea suportul comunității, pentru că fără nu putem să rezolvăm problema singuri. Da, sterilizarea nu este singura chestiune. Ar trebui să se întâmple și un control. Un control în urma căreia omul să-și dea seama dacă animalul pe care l-a adoptat e sau nu în regulă din punct de vedere fizic. Și știu asta pentru că am trecut de mai multe ori pe la medic și știu ce înseamnă să ai grijă de un animal. Am descoperit. Da, cred că o să descoperi și cu al doilea aici de față. Am și motan. Nu cred că Mog poate să mai facă față la încă un personaj. Face. Cu siguranță. Când avem un câine, este ca și cum am avea un copil, un pic mai greu pentru că nu vorbește. Evident că trebuie să ne gândim la toate aspectele. Nu numai sterilizarea este importantă, este importantă și vaccinarea, deparazitarea. Foarte importantă este microciparea, care ne ajută pe noi ca proprietari, în cazul în care ne pierdem câinele, să-l găsim mai ușor. Nu mai menționez că este legea ne impune acest aspect, deci trebuie să ne gândim să o respectăm. Și aș vrea să subliniez faptul că nu contează dacă ești iubitor sau neiubitor. Important este că toți avem un singur numitor comun și anume nu mai vrem câini pe stradă. Sigur, pentru asta nu este suficient să vin eu cu o super echipă. Am nevoie și de sprijinul populației, asta a comunității. Asta vreau să detaliem puțin. Cum se va desfășura în mod concret? Veniți voi la fața locului cu un medic? Venim noi cu 2 medici. Bun. Și cu o echipă care merge pe teren, plus încă două persoane care sunt responsabile cu înregistrarea câinilor, cu pregătirea câinilor și așa mai departe. Avem o clinică mobilă veterinară cu care ne deplasăm în locul respectiv și pe baza unor programări pe care sperăm noi să le facem în număr cât mai mare, vom steliza foarte, foarte multe animale. Îi place la televizor? Îi place, da. Da, e încă teamă. Anca, poate foarte mulți stăpâni mă gândesc că nu sterilizează animalele de teamă că ei vor păți ceva în urma anesteziei. Hai să le spunem, cât durează operația? E simplă? În cât timp îl poți lua acasă?
Operația este extrem de banală, mai ales pentru un medic veterinar care face această operație de ani de zile, cum suntem noi. Eu lucrez pe teren pentru animale de mai bine de 20 de ani, echipa mea la fel. Operația durează, poate să dureze în funcție de greutatea animalului și de alte aspecte, să spunem, veterinare, între 8 da. Și 10 minute. Trezirea la fel este chestiune de minute, pe care după aceea omul poate să-și ia câinele acasă. Singurul lucru de care trebuie să avem grijă este ca animalul să nu ajungă pe stradă sau să nu fie într-un loc unde este frig, rece. Și unde nu e igiena. Este ca la un om care este operat. Sigur, nu-l arunci în stradă, îl pui într-un pat Sigur. Unde are câteva condiții măcar minime decente de recuperare. Da, dar vizați o anumită categorie care să-și aducă animalul la sterilizat? Adică eu dacă am o mașină de 150.000 de euro, sunt la fel de bine primit ca unul care... Mă bucur că a spus această întrebare. 1300 din 1900, programul este pentru animale de rasă comună. Nu sterilizăm câini de rasă, pisici de rasă. Pentru acestea există cabinete veterinare. Oamenii sunt rugați să se ducă la aceste cabinete. Mi se pare absolut normal să urmeze acest traseu. Noi vorbim și lucrăm strict pentru animalele de rasă comună. Deci blănița adoptată. Da, blănița adoptată. Blănița adoptată. Încă o dată te rog să mai specificăm, poate n-au fost atenți cu toții, când se desfășoară campania? 21-25 februarie anul acesta. Mulțumim tare mult și sperăm ca Hopa să-și găsească stăpânii, Daniel. Da. Doamna mi-a scris deja. Deocamdată nu putem. Nu putem. Pe cuvânt, mi-a scris. Te arăt. Așteptăm. Mulțumesc. Hai, iubita. Da.